Nici taxa pe care oamenii o dau bisericii nu mai este ce a fost, deși nu este obligatorie. Un preot din Oltă îi penalizează cu 50% pe credincioșii care întârzie cu plata. Iar într-o comunitate din Prahova, părintele face reduceri pentru cei care vin la slujba de duminică. Credincioșii din Pleșoiu, județul Olt, au primit acasă pliante prin care preotul din sat îi înștiința care sunt obligațiile anuale de plată către biserică. Mai mult, erau anunțați că dacă nu plătesc până la Rusalii, vor fi penalizați cu 50%. Adică în loc de 100 de lei, trebuie să dea 150 dacă îi prinde sărbătoarea din 8 iunie. De ce ați trimis aceste pliante? Domnișoară, nu pot să vorbesc nimic. Vorbiți cu cei de la episcopie, domnișoară. Pe fluturașii împărțiți sunt menționate și taxele fixe de înmormântare, botez sau cununie religioasă. Taxa de înmormântare, ea este stabilită la 200 de lei. Am plătit 5 milioane. Atât v-ați Da, 5 milioane și vrea să înceară mai mult, că m-am locuit el în gură. Iar lista obligațiilor impuse de biserică nu se oprește aici. Familia celui înmormântat, de exemplu, trebuie să cumpere un kilogram de lumânări și de tămâie de la biserică. Iar cei care sunt nași la o nuntă sau botez, trebuie să achite și ei o taxă de 300 de lei. Întreaga situație este acum anchetată de Episcopia Slatinei. Am dat la această biserică odată 5 milioane, cum erau milioane, odată 3 milioane. Bineînțeles, fără chitanță. Taxele enoriașilor ridică probleme și în Mizil, Prahova, unde preotul a pus la ușa bisericii un anunț în care a scris că taxa de contribuție nu e la fel pentru toată lumea. Cei care vin în fiecare duminică la slujbă dau 50 de lei, iar cei care absentează, dublu. Preotul încearcă o explicație religioasă. Am vrut să stimulăm conștiința oamenilor sau să creăm așa un mod de... Dar... Atunci le facem slujba noi în casă. Ne rugăm. Preotul susține că nu va refuza niciun enoriaș, însă îi va trata diferit. Să lăsăm o contribuție mai mică pentru cei care vin la Sfânta Biserică. Afișul preotului a ajuns și pe rețelele de socializare, unde a stârnit nenumărate reacții în rândul tinerilor. Între timp, reglementările Patriarhiei Române sunt neschimbate. Taxele pentru oficierea tainelor religioase trebuie să fie opționale și orientative. Cuantumul lor e stabilit periodic de Consiliul Parohial din fiecare comunitate.